încredere și speranță. Să câștigăm, că am câștigat și acum 4 ani, vom câștiga și acum, chiar cu un scor mai bun decât a fost acum 4 ani. Cu siguranță lumea a văzut ce se poate face. Văd atâția colegi care au venit alături de noi la depunerea candidaturilor și îmi doresc să continuăm ceea ce am început acum 4 ani de zile, adică o conducere liberală la Consiliul Județean Vrancea, în așa fel încât proiectele pe care ni le-am propus pentru viitorul mandat să fie implementate și cetățenii județului Vrancea să vadă într-adevăr că a fost o schimbare și că este o schimbare. A trecut perioada cea mai dificilă în care am creat echipele. Și ăsta e momentul care ne dă speranță că vom câștiga pe 9 iunie și vom face lucruri extraordinare pentru județul Vrancea, cu toată echipa mea de aici. Vă invităm să fiți alături de noi, să ne dați o mână de ajutor, să credeți în noi și după data de 9 iunie să ne apucăm de treabă.